are bani de întoarce cu lopata, însă nu aruncă cu ei în stânga și în dreapta. Tenismena a fost surprinsă de paparații de la spynews.ro la volanul bolidului ei de peste 100.000 de euro, făcând un gest total neașteptat. Doar de tenis, ci și de viteză și de mașini scumpe. Campioana a fost surprinsă de paparații spynews.ro la volanul unei bijuterii pe patru roți, pentru care a scos din buzunar nici mai mult, nici mai puțin de 100.000 de euro. Sportiva a fost zărită în zona de nord a capitalei, dar nu singură, ci în compania unui domn mai în vârstă, pe care l-a așteptat minute în șir. Cu siguranță, bărbatul care s-a urcat în dreapta sportivei este o persoană apropiată. Astfel, cei doi s-au bucurat de o mică plimbare prin București în noua mașină de lux a sportivei. După ce și-a lăsat prietenul acolo unde a avut nevoie, Simona a pornit în grabă spre casă, doar că, la un semafor, și-au făcut apariția doi oameni ai străzii. În timp ce campioana aștepta la semafor, sărmanii au venit la geamul mașinii, printre ei și un copil care i-a cerut bani. Doar că sportiva nu s-a lăsat impresionată și nu a deschis geamul deloc să îl ajute, deși conturile sunt doldora. Semn că ține și cu dinții de fiecare leu pe care l-a adunat. Nu pot să spun că este o cheie a succesului. Pot să spun că dacă ai ambiție, dacă ai seriozitate și te dedici total, reușești să ajungi. Poate nu știu dacă toți putem fi numărul 1, însă acolo în top cred cu siguranță că poți să ajungi dacă muncești și crezi în tine. Îmi doresc ceea ce mi se întâmplă acum, ceea ce am acum, o liniște sufletească destul de mare, o bucurie interioară și oameni frumoși alături de mine, oameni cu care petrec mult timp, care mă ajută să mă simt bine și care mă protejează.